Fotbaliștii formației Zimru Chișinău, Nicolae Calancea, Dan Spătaru, Sergiu Patic și Constantin Bogdan le-au oferit copiilor de la un orfelinat din Chișinău multe cadouri cu simbolurile clubului și i-au felicitat astfel cu sărbătorile de iarnă. Copiii, la rândul lor, i-au răsplătit cu un mic spectacol organizat chiar de ei. Știu cum sunt copiii când nu e cineva alături cel mai drag de ei și sper că le-am adus cât de cât o bucurie și un zâmbet. Până mâine n-am avut ocazia să particip în așa, dar sunt bucuros că am luat parte în această zi și am făcut un bine la copii. Cei patru fotbaliști de la Zimbru le-au arătat câteva artificii tehnice cu balonul, au jonglat pentru micuți, însă copiii nu s-au mulțumit doar cu aceasta și au trecut la treabă. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Deja trebuie de văzut să vorbim cu conducerea cu glasa lui. Aceasta a fost a doua acțiune de caritate a Galbenverzilor. Pe 25 decembrie, o delegație a Clubului Zimbru a vizitat două secții pentru copii ale Institutului Oncologic, unde la fel a împărțit copiilor multe daruri.